Pictura, catapeteasma, clopotnița și așezământul social-filantropic din parohia Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, Brustureț Mironeasa, județul Iași, au fost sfințite duminică 14 iulie 2024 de către preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. La orele dimineții, preasfinția sa a fost întâmpinată în fața ansamblului parohial de către soborul slujitorilor și de către credincioși. În Sfântul Locaș, unde a fost săvârșită slujba sfințirii picturii și catapetesmei. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, și părintele Teodor Mihăilă, misionar protopopesc al protopopiatului Iași III. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. De aceea, căzând cu o sârdie, ne rugăm, caută cu milostivire asupra noastră și asupra acestor icoane și trimite asupra lor binecuvântarea ta cerească și harul preasfântului Duh și le binecuvintează și le sfințește. Ficioșilor creștini, asupra celui potrivit dăruiește și cu crucea ta Părintele episcop Nichifor Botoșăneanul a săvârșit apoi Sfânta Liturghie în locașul de închinăciune. Printre invitați au numărat autoritățile locale ale comunei Mironeasa și fiii duhovnicești ai părintelui stareț Nicodim. După citirea Sfintei Evanghelii, episcopul vicar al eparhiei Iașilor a adresat un cuvânt în care a vorbit despre semnificațiile duminicii a treia după Rusalii. Ceea ce vrea să spună Sfântul Ștefan este că nu are Dumnezeu nevoie de casă pe pământ și nici de biserică. Noi avem nevoie de biserică, noi avem nevoie să ne întâlnim cu Dumnezeu și pentru aceasta Dumnezeu ne-a arătat cum să împodobim biserica, cum să o facem și cât de importantă este biserica în viața noastră. Ne putem ruga oriunde pe pământ, după cum spune și psalmistul, tot locul săpânirii lui, binecuvintează sfreteala meu pe Domnul. Dar nicăieri, precum în biserică, unde ne împlinim făgăduințele, unde ne așezăm legămintele, unde ne întâlnim cu Dumnezeu prin Sfintele lui Tai. De aceea biserica o împodobim și o înfrumusețăm. Și astăzi am avut sfințirea picturii bisericii, pentru că pictura însăși ca un veșmânt dăruiește strălucire și frumusețe bisericii, dar de cum intrăm în biserică, pictura ne ajută să înțelegem prezența lui Dumnezeu. Iar Sfinții lui Dumnezeu ne arată că în această lume ne putem sfinți. Sfinții ne arată că și ei au fost oameni în trup precum noi. Precum Ilie însuși, ocrotorul acestui sfânt locaș. Domnul însuși spune în Sfântul Apostol, Ilie a fost om ca și noi. Dar s-au sfințit prin credința lor. S-au sfințit prin cinstirea de Dumnezeu și înțelegând semnele lui Dumnezeu. Și sfinții prin viața lor devin semn al lui Dumnezeu, al prezenței lui Dumnezeu în istorie. Și mărturie că putem să ne sfințim în biserica lui Dumnezeu, în biserica lui cea cinstitoare. De aceea avem pe pereți și ne rugăm lor. Pentru că
într-adevăr, Sfinții rămân mărturii ale lucrării lui Dumnezeu și ajutător nouă înșine. De aceea, duminica de astăzi, în ziua Sfințirii Picturii Bisericii, este cât se poate de potrivită, pentru că ne arată că în tot timpul Sfinții Părinți au înțeles importanța dreptei credințe, importanța cuvântului pe care îl spunem în slujbe, importanța adevăratei cunoașteri a lui Dumnezeu. Și de aceea și noi, având această moștenire, continuăm această lucrare împodobind bisericile noastre, împlinind cele de nevoie. Și astăzi suntem aici ca să împlinim această nevoie a comunității. Nevoia unei biserici frumoase, nevoia unei biserici care rămâne semn al prezenței lui Dumnezeu, clopotnița care se va sfinți după ce vom termina slujba și casa prăznicară, lucruri pe care Părintele Paroh le-a împlinit nu doar util, nu doar necesar, ci și cu deosebită frumusețe, așa cum se cuvine să închinăm lui Dumnezeu ce avem mai frumos, ce avem mai prețios. Ajutată în lucrarea sa de Părintele Stares, care este împreună slujitor cu noi, de doamna primar, de dumneavoastră înșivă, iar la sfârșitul slujbei o să îngăduiți să avem câteva diplome de vrednicie și de recunoștință din partea mea, din partea Părintului Paroh, din partea Înalpreasfințitului Părinte Teofan, pentru o lucrare frumoasă, o podoabă aleasă, care să fie de folos spre mântuire. Ne ajute Bunul Dumnezeu ca cele pe care le împlinim azi să ne unească în lucrarea cea bună, în mărturisirea cea bună, în credința cea dreaptă, în împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, ca să se împlinească și în noi cuvântul pe care Domnul Hristos îl spune, că fericiți sunt toți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Așa. Hrisopul de sfințire, ce poartă semnătura Înalpreasfințitului Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a părintelui episcop Nichifor și a preoților slujitori, a fost citit de către părintele Teodor Mihailă. Au realizat lucrări de pictare și înfrumusețare la biserica cu hramurile Sfântul Lazar și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din parohia Brustureț, comuna Mironeasa, județul Iași, protopopiatul Iași 3. Zidirea Sfântului Locaș s-a realizat între anii 2005 și 2008 cu implicarea și sub îndrumarea preotului Ioan Cârcu. Începând cu anul 2012, cu osteneala și purtarea de grijă a preotului paroh Dan Florin Buțincu, s-au continuat lucrările de înfrumusețare a bisericii, care a fost înnosită de către Înalpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pe atunci episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, în anul Mântuirii 2017, luna iulie, ziua a 30-a. În perioada 2017-2023, biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica al seco de către pictorul bisericesc Casian Murărașu. În completarea ansamblului parohial, între anii 2022-2023, s-a construit o casă de prăznuire și a fost ridicată o clopotniță nouă pe structură metalică. Toate aceste lucrări au fost posibile prin sprijinul primit din partea preacuviosului arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starițul mănăstirii Hadâmbu, prin bunăvoința și implicarea doamnei primar Elena Curcudel, a domnului viceprimar Dumitru Curcudel și a Consiliului Local Mironeasa, a familiilor Postârnac Costică și Viorica și Gorongea Constantin și Maria, la care s-au adăugat eforturile altor donatori și binefăcători. S-au binecuvântat aceste osteneli prin slujba de sfințire săvârșită de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și de diaconi, în anul Mântuirii 2024, luna iulie, ziua a 14-a. Binecuvintează, Doamne, pectitorii, binefăcătorii, ostenitorii și închinătorii acestui sfânt locaș, semnează Înalpreasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei și Preasfințitul Nechifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, dinpreună cu soborul de slujitori, preoți și diaconi, și dinpreună cu reprezentanții autorităților locale.
mulțumim lui Dumnezeu. Preasfinția sa a apreciat frumusețea lucrărilor întreprinse la ansamblul parohial din Brustureț, iar apoi a înmânat distincții de vrednicie celor ce au contribuit la edificarea acestora. Sunt impresionat pentru că nu doar se împlinește o nevoie a acestei parohii, ci această nevoie a fost adusă înaintea Domnului, cum spuneam și mai înainte, cu multă frumusețe, cu mult bun gust, cu mult drag. Aduce mulțumire pentru aceasta Părintelui Paroc, care a slujit aici, dar și celor care l-au ajutat, Părintelui Stares Nicodim, care el însuși a cunoscut greutatea de a începe o înfrumusețare și o noire a mănăstirii Hadâmbu, pornind de la o singură chirie și câteva ruine, și cunoscând acestea, i-a venit în ajutor, împodobind biserica cu aceeași frumusețe cu care a făcut-o fără precupețire și la mănăstirea Hadâmbu. Mulțumim doamnei primar, care de ani îndelungați îi sprijină, și nu numai îi sprijină, ci cu credință și cu cinstire de Dumnezeu, însuflețește lucrarea care se face aici. Mulțumesc celor care au participat îndeoseb și au contribuit la această lucrare și dumneavoastră tuturor pentru această zi frumoasă, care ați împărtășit cu noi bucuria acestei slujbe, cu bună rânduială și cu dragoste. Părintele paroh Florin Buțincu, ce a primit cu acest prilej distinția Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei și a exprimat recunoștința față de preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, față de arhimandritul Nicodim Gheorghiță și față de toți cei ce au susținut ridicarea și înfrumusețarea întregului ansamblu. În mijlocul nostru astăzi îl avem pe preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, episcopul drag sufletului nostru, pe care îl pomenim pentru că sunteți ierarhul drag sufletului nostru. Și pentru că pentru mine personal, încă de când erați la Sfânta Mănăstire Trei Rari, cuvântul de învățătură al preasfinției voastre mi-a fost și mie este de mare ajutor în a predica mai departe oamenilor noștri de aici din parohie și în a-l duce mai departe. Dar nu pot să trec cu vederea pe cei care mi-au fost aproape în momentele cele mai grele și nu au fost puține, din păcate, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să trecem împreună peste ele și am ajuns să ne bucurăm de ceea ce vedem acum, de această frumoasă biserică, de această frumoasă pictură la care a lucrat domnul Murărașu Casian, pe care îl avem aici în mijlocul nostru, preasfinția voastră, un om cu un deosebit dar în ale picturii. Vreau să mulțumesc distinsei doamnei primar Purpudel Elena și domnului viceprimar Purpudel Dumitru, pentru că, iată, acești oameni minunați, cu dăruire, cu hărnicie și cu implicare foarte multă, mi-au fost alături. Mulțumesc familiei domnului inginer Posternac, Costică și doamnei Viorica, ucenici distinși ai Părintelui Stareț, care, iată, și dumnealor, au înțeles lucrarea pe care o facem aici și ne-au fost alături în toate timpurile și în toate momentele și mă rog ca Bunul Dumnezeu să vă răsplătească, domnule inginer și doamnă inginer, pentru că ne sunteți, ne-ați fost și ne sunteți alături. Mulțumesc și familiei Gorongea, Constantin și Maria, fără de care multe lucruri n-am fi putut face noi aici, în această parohie. Dumnealor sunt cei care ne ajută cu masa, dacă pot să spun, la fiecare cram al bisericii și la fiecare pomenire pe care o mai facem, cu multă implicare, cu multă dăruire. Vreau să mulțumesc unei familii cu care am colaborat, prieteni de suflet foarte apropiați și care ne-au ajutat, preasfinția voastră, la câteva lucrări pe care le-am făcut aici, începând de la casa praznicală pe care urmează să o sfințim, terasa de vară și clopotnița, pentru că sunt făcute pe structură metalică, unei familii minunate care se ocupă cu așa ceva, o firmă specializată și lucrează în așa ceva, niște meșteri ai fierului, dacă pot să le spun, familia Luca, Ciulian și Ioana. Să le ofer o icoană, semn de mulțumire și de prețuire, o icoană cu Maica Domnului de la Sfânta Mănăstire Hadâmbu, care pe noi ne-a ajutat și ne ajută în continuare și mă rog ca Dumnezeu să vă țină sănătoși. Familiei Buzdugan, de la domnul Gheorghe, Maria, Gabriel, Elena, Marius, Diana, Gabriel și Florița, florari de seamă și distinși ai noștri, gospodarei satului, de fiecare dată ei ne ajută cu tot ce înseamnă frumusețarea bisericii cu aceste flori frumoase, se țină Dumnezeu sănătoși și pace, Buzdugan, Gheorghe și Norica,
familiei Văzdoagă Constantin și Viorica, care mi-au fost aproape și sunt aproape, și tuturor celorlalți. Nu vreau să se supere nimeni, că vă am pe toți în suflet și în rugăciune, dar emoțiile acum mă copleșesc. Dar mai cu seamă vreau să mulțumesc astăzi tuturor ucenicilor Părintelui Stareț, care frumos îl urmați de fiecare dată. Dacă astăzi ne aflăm aici și dăm slavă lui Dumnezeu și mulțumim pentru tot ceea ce am reușit să facem, să știți, Preasfinția voastră, că se datorează acestui om minunat, acestui suflet de aur, dar pentru mine personal, Părintele Stareț este un înger păzitor. Și nu cred că doar pentru mine, și vorbesc în numele poate ai mai multor colegi de parohii și apropiați Sfintei Mănăstiri Cadângu. Părintele Stareț m-a primit precum ploșca își primește puii sub aripa ei ocrotitoare. Și încă de când a venit în această parohie, chiar dacă au fost momente grele și câteodată foarte grele, Părintele nu m-a lăsat să cad în deznădejde. De fiecare dată mă încuraja să vin, să mă rog Maicii Domnului, să-i slujesc lui Dumnezeu cu credință, cu nădejde și cu dragoste, că vor veni și se vor ajuta și celelalte roade ale rugăciunilor noastre și ale rugăciunilor Sfinției sale. Și iată, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns în această zi și mă rog lui Dumnezeu să am zile, Părinte Stareț, să mă rog ca Bunul Dumnezeu să vă răsplătească tot ce ați făcut și faceți pentru mine și nu doar pentru mine, vorbesc și în numele colegilor din parohii, din satele învecinate, pentru că nu vorbim doar de parohiile din Comuna Mironeasa, ci și de cele din Comuna Mogoșești și toate celelalte câte biserici sunt, și din Suceava și mai cu seamă, iată, din Republica Moldova, Preasfinția voastră, așa cum știți că Părintele merge în fiecare lună și ajută și acolo cu toate cele de trebuință. Nu am cuvinte destule să mulțumesc Părintelui Stareț, dar faptul că, așa cum am spus, astăzi suntem aici, se datorează Sfinției sale, pentru că, iată, ca duhovnic al Doamnei Primar, al Domnului Primar, Viceprimar, a știut să așeze lucrurile în așa fel încât, iată, ne-am bucurat și ne bucurăm cu toții de aceste lucruri. Aș dori să îi oferim această icoană. Cu Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, ocrotitorul parohiei noastre, în centru Maica Domnului, ocrotitoarea Sfintei Mănăstiri Cadângu, care își revarsă harul său și peste parohia aceasta noastră, și Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana, ca ocrotitor al Părintelui Stareț și ca titor al acestei parohii, Preacuvioase Părinte Stareț, să rămână și voda proste din suflet pentru tot ce ați făcut. Programul liturgic a continuat cu sfințirea clopotniței și a așezământului social-filantropic. Amintim că masa Sfântului Altar a Bisericii din Brustureț a fost sfințită în anul 2017 de către Înalt Preasfințitul Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în vremea slujirii ca episcop vicar al Eparhiei Iașilor.